și București. Da. Să-mi ziceți dacă putem da drumul? Da, da. Da? Și constructorii, haideți. Haideți. În primul rând vă mulțumim pentru prezența așa de numeroasă. Înainte de a vorbi despre acest lot, dați-mi voie să vă spun că în această dimineață am mai fost pe două șantiere. Pe lotul 5 de la Pitești, la Curtea de Argeș, din celebra autostradă Pitești-Sibiu. Data de finalizare a acelui tronson este de la Pitești la Curtea de Argeș. Este finalul anului 2025. Eu vă spun că în această toamnă, undeva în jurul datei de 1 decembrie, vom da în circulație cu aproape un an mai repede primii 16 km de autostradă spre Curtea de Argeș, urmând ca diferența să fie gata undeva în primăvară. Acolo lucrurile sunt devansate și ca și lucrări și stăm foarte, foarte bine. Am oprit și la lotul 4 de aici, care face legătura în autostrada A1, și pot să vă spun așa și un calendar legat de inaugurare, de darea în circulație. Cam într-o lună, deci undeva între 15 și 20 noiembrie, se vor da pe lotul 4 în circulație primii 20 de kilometri de la kilometru 88, unde se termină acum, până la 108, descărcarea de la Albota. Urmând ca diferența de la Albota până în A1 pe acele bretele să fie terminată pe finalul anului. Dar am zis că dacă sunt gata cei 20 de kilometri, nu are sens să stăm și să ne uităm la ei, să nu-i dăm în circulație și să cetățenii și șoferii să beneficieze de acești 20 de kilometri care sunt gata mai repede. Aici am discutat și cu constructorii, undeva după 25 noiembrie se va circula pe cei 17-18 kilometri și asta înseamnă, să zicem, o lună și 10 zile de acum încolo va fi dat în circulație. Eu vreau să-i felicit, chiar merită a fi felicitat, s-au luat această lucrare undeva, cred că progresul era până în 50%, au reușit într-un an de zile să facă ce ceilalți înainte n-au făcut. În patru, îmi spune doamna primar. Asta e un lucru foarte bun, îi felicit. Au mers într-un ritm alert și rezultatele se văd. Așa că pe toate cele trei loturi de autostradă pe care le-am amintit mai devreme, lucrurile merg foarte bine și sunt optimist, așa cum ești în acest domeniu al construcțiilor, că toate termenele pe care le-am anunțat mai devreme vor fi menținute. Sigur, sper să nu fie o lună super, super, super ploioasă, dar eu cred că și Dumnezeu ține cu noi, astfel încât să terminăm aceste loturi absolut necesare pentru Oltenia, pentru Craiova și nu doar. Eu vă spun că cam o dată pe lună merg pe roți de la Timișoara vin pe roți de la Timișoara la București și odată merg pe Sibiu, odată vin pe aici, pe la dumneavoastră. Probabil că odată cu terminarea celor două loturi, în mod sigur, voi alege o singură rută. Asta de aici, că e mai rapidă și nici nu poate să te ducă la eventuale blocaje majore, cum se pot întâmpla pe Valea Oltului. Doamna primar? Mulțumim, într-adevăr, vești bune astăzi.
până la final de an vom circula pe drum expres până la Pitești, apoi pe autostradă până la București. Este visul pe care l-am avut încă din vremea când erați prim-ministru, pentru că dumneavoastră ca prim-ministru ați început, de fapt, acest drum expres. Și iată că îl finalizați ca ministru al transporturilor. Am discutat mai devreme cu domnul ministru Grindeanu și despre o a doua descărcare pentru Craiova, pentru că la ora actuală se intră direct în bariera Vâlcii sau pe centură, ori craiovenii știu foarte bine că intrarea în bariera Vâlcii este problematică, oricum acolo sunt probleme serioase de circulație în timpul zilei și fără să fie o astfel de descărcare din drumul expres. Nu avem niciun fel de soluție de trafic acolo, am încercat pe toate părțile, nu există, niciun specialist nu poate să ne dea o variantă. În schimb, varianta este de o a doua descărcare și vestea bună este că astăzi s-au aprobat și indicatorii tehnico-economice, astfel încât să se poată să se lucreze la această descărcare. Până atunci se vor descărca mașinile în centură și așa se va intra în Craiova. Iarăși am profitat de ocazie ca să vorbesc cu domnul ministru al transporturilor și despre centura de sud a orașului, care în continuare este cam în același stadiu, nu s-a lucrat aproape deloc. Sper ca de data aceasta să fie o reziliere de contract, astfel încât poate avem noroc, așa cum am avut și la drumul expres, de o a doua firmă care să ia ceva mai în serios această lucrare. În rest, suntem mulțumiți de colaborarea pe care o avem cu Ministerul Transporturilor, cu atât mai mult cu cât avem în plan ca în perioada următoare să obținem mai multe terenuri de la Ministerul Transporturilor, de la CFR mai precis. Sunt încă străzi în municipiul Craiova care nu aparțin de municipalitate și care aparțin de CFR, unde noi nu putem să facem niciun fel de lucrări utilitare, nu putem să introducem utilități, nu putem să asfaltăm. Și am primit asigurări și de această dată că aceste străzi vor fi aprobate a trece în patrimoniul nostru, plus o bază sportivă a CFR-ului pe care urmează să o cumpărăm de data aceasta, pe care vrem să o lucrăm împreună cu FRF-ul, astfel încât să o redăm copiilor din acest oraș. Și bineînțeles, vrem gara, domnule ministru al transporturilor, dacă ministerul nu este capabil ca să modernizeze această gară, credem că noi putem să o facem prin eforturile administrației publice locale, astfel încât unul dintre punctele foarte importante, și o să vedem cât contează în luna decembrie când va începe târgul de Crăciun, să poată să fie modernizat și să arate ca și restul Craiovei. Mulțumesc! Mulțumesc. Domn președinte! Bună ziua, vă spun și eu. Mai devreme vorbeam cu colegii că în martie 2017 Sorin Grindeanu a anunțat la Craiova drumul expres Craiova Pitești. Acum suntem în fața unei certitudini, o promisiune onorată, marca Guvern PSD, premier Ciolacu, ministrul transportului Sorin Grindeanu. Mulțumim, la finalul lunii noiembrie circulăm până aproape de Pitești, până la Albota, dar cred că începând cu anul viitor putem să spunem că orașul Craiova este legat de capitală și implicit și de în viitor și de portul Constanța pe autostradă, lucru care nu face decât să aducă dezvoltare. Vorbeam cu colegii din CNAIR și aproape o să fie de aici o să fie încă un nod rutier important. Se leagă autostrada Craiova-Filiaș cu cele două ramificații, Filiaș-Târgu Jiu-Drum Expres, deja în licitație de execuție, și Filiaș-Lugoj tot în proiectare, în contract de proiectare este în curs. Mai rămâne să gândim cum legăm de la centura de sud zona descărcării înainte de poduri la Podari și cele patru benzi al unui drum expres Craiova-Calafat, lucru deosebit de important ca orașul nostru și județul să devină un nod logistic, un nod rutier și un nod de comunicații. Asta înseamnă dezvoltare și asta înseamnă crearea de locuri de muncă. Mulțumim! Mulțumim. Dar avem despre ce bază sportivă? Baza CFR. Da. Vă rog, dacă aveți întrebări. Da. Vă rog. Ne-ați încercat să mergeți? Pe rând, răspund la toată lumea.
cred eu, Comisia Europeană a constatat că, printre altele, nu au fost atinse acele jaloane privind investițiile din domeniul transporturilor și aș vrea să ne explicați despre ce este investiție, este vorba și, practic, ce nu a făcut România. Cred că nu-i chiar așa, dar încerc să vă spun cum stau lucrurile. Avem metroul de la Cluj. Licitație ținută nu de către minister, dar e adevărat că ministerul este titular și el plătește. Metroul de la Cluj, așa cum ați scris de fapt în presă în ultimele săptămâni, are acea problemă legată de modalitatea în care s-a ținut licitația și care n-a fost acceptată de către Comisia Europeană. Am fost de două ori la Bruxelles încercând să le explic că nu e o problemă. Ca să înțelegeți tot parcursul. În momentul când am venit la acest minister, PNRR-ul era făcut. În PNRR era scris acest obiectiv, metroul la Cluj. Erau niște indicatori tehnico-economici. Primăria Cluj a ținut licitația, nu ministerul. Primăria Cluj a ținut o licitație după indicatorii tehnico-economici aprobați în guvern. Cu 5 zile înainte de termen, sau o săptămână înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, primăria a suspendat această licitație, fiindcă avea semnale că nu va veni nimeni la această licitație, fiind indicatorii foarte jos, indicatori înainte de escaladarea acestor prețuri pe care o știm, înainte de războiul din Ucraina și tot ceea ce știți. A suspendat, a venit cu noi indicatori tehnico-economici pe care i-am aprobat în guvern, a desuspendat licitația și a mers mai departe. Ce spune Comisia? Spune că a uitat să anunțe în Cujuie, acel registru european, noi indicatori. Și de aceea consideră că nu s-au îndeplinit toate criteriile cerute de Comisie. Dar înțelegem acum că au ajuns la A7. Nu, haideți, iarăși, dacă îmi permiteți să fac o imagine de ansamblu. Ministerul Transporturilor, din cele 30, aproximativ 30 de miliarde cât are România în PNRR, grant și împrumut, jumătate, cam pe acolo, din cele 30 de miliarde, Ministerul Transporturilor are aproximativ un sfert, vreo 7 miliarde și jumătate. Când s-a făcut PNRR-ul, cei de atunci au băgat în acele 7 miliarde și jumătate proiecte de vreo 13. Deși s-a cerut de la Comisia Europeană să reducă din ele și să facă totuși proiecte de 7,5 miliarde cât avem noi în PNRR, n-au vrut să ia această decizie și au rămas proiecte de 13. Odată cu escaladarea acestor prețuri, pe care am trăit-o cu toții și la nivel local, cred, doamna primar, și la nivel de minister, aceste proiecte au ajuns undeva la valoare de vreo 20 de miliarde. Deci noi avem 7 miliarde jumate din PNRR, dar proiectele sunt de valoare de 20 de miliarde. Pe toate tipurile de transport. În special vorbim de rutier și feroviar. Deci nu se pune problema la Ministerul Transporturilor de a se pierde niciun euro. Pentru că sau a se face chestiuni în care s-au pierdut banii într-un loc și au mers în alt loc. Pentru că noi avem 7 miliarde jumate pe care o să-i cheltuim foarte repede. Pot să vă spun la zi niște date. Azi cred că în PNRR din PNRR s-au cheltuit vreo 3 miliarde per total. Toată țara. Ministerul Transporturilor a cheltuit 2,5 din 3. Restul, toți ceilalți, 500 de milioane. Deci noi nu avem această problemă. Nu se va pierde niciun leu la transporturi. Pentru că avem proiecte a căror valoare
este de vreo 3 ori mai mare decât suma care vine din PNRR. Asta nu înseamnă că acele proiecte care, să zicem, sunt în diferența aceea de 14 miliarde, 13 miliarde, nu vor fi prinse pe programele operaționale obișnuite și finanțate acolo. Înțelegem că oricum în ultimul timp au fost 3 demisii din subordinea noastră, subalteni. Vor mai continua, vor mai fi și alte demisii în perioada următoare? Una din bornele de pe cererea de plată a fost ca la 5 companii, CNAIR, CNIR, Metrorex, CFRSA și CFR Călători, să se aplice acea ordonanță 109. La 3 dintre ele, comisia n-a avut ce să comenteze, la CNAIR, la CFRSA, CFR Infrastructură, cum o știe toată lumea, și CFR Călători. A avut de comentat la, sau obiecții, ca să spun așa, la 2 dintre ele, la Metrorex și la CNIR. De ce? Nu că nu s-a respectat legea, ca să fiu foarte clar, ci că în componența acelor consilii sunt și membrii de partid. Eu am mers la Bruxelles, mi-am spus că eu sunt dispus să-mi dau demisia dacă găsesc vreun membru PSD. Și pe loc mi-o dădeam. Nu e niciun membru PSD și nu despre ei era vorba. Cei care aveau această calitate, nu e ilegal să fii membru de partid și să fii, și să fii membru în Consiliul de Administrație. Doar că cei de la comisie au spus că ar încălca anumite principii ale OECD. Eu i-am chemat pe cei 3 și le-am spus că mă aștept în cel mai scurt timp să-și dea demisia, au făcut acest lucru. Nu, este vorba de domnul Barbu, nu e vorba de domnul, este vorba de domnul Barbu la Metrorex, este vorba de secretarul de stat Foghiș, de la secretar de stat de la Minister de la Transporturi și de doamna Ioniță. Domnule ministru, domnul premier făcea o declarație în urmă cu o săptămână și spunea că s-a ajuns la această situație pentru că unii dintre miniștri nu s-au implicat foarte mult. La ce? A spus că nu se ajungea la situația în care România riscă să pierdă acești bani. Dar nu riscă nimeni să pierdă acești bani. Eu cred că în ultimele zile s-a explicat foarte bine. Și dacă vă uitați, și chiar v-aș ruga să vă uitați, o să vedeți că din acel, cred că un miliard, care e suspendat, nu s-au pierdut. Cele amintite de mine mai devreme, cu cele două consilii de administrație, unde și-au dat demisia membrii PNL din cele două și metroul de la Cluj, sunt vreo 70 de milioane, 70 și ceva de milioane, dintr-un miliard. Știți cât e în alte părți? Știți cât e acea problemă cu micro-întreprinderile? Cu impozitul? Vreo 400 de milioane de euro. 400 de milioane. Știți cât e chestiunea legată de Consiliul de Administrație de la alt minister? 300 de milioane. Eu am rezolvat această problemă chemând pe cei care sunt membrii de partid să-și dea demisiile. Repet, am mers la comisie și am mers de două ori și am spus că îmi voi da demisia dacă găsesc vreun membru PSD. Eu sunt membru PSD. Asta nu înseamnă și țin să spun și să fiu cât se poate de corect, asta nu înseamnă că este ilegal. Oamenii cei au mers la un concurs pe care l-au luat, nu l-a ținut ministerul acel concurs? Pe 109 îți vine o firmă din afară care recrutează și care selectează, nu ministerul. Doar că cei de la comisie au zis, domne, știm că nu s-a încălcat legea, absolut de acord, doar că noi am vrut și principiile OECD. Ok, eu am avut noroc. Pentru că, în mod normal, puteau să spună, domne, nu-mi dau demisia și dacă mă demiteți, vă dau în judecată. Și câștigă. Da, corect. Să știți că vor câștiga. Ei au acceptat, eu le mulțumesc că au acceptat să facă acest pas. Puteți spune despre desemnarea unui câștigător pe consumul Poarta Trajului Zalău?
Să știți că e una din cele, dacă nu cea mai mare licitație pe care o are în desfășurare CNAIR-ul, 1,5 miliarde de euro. E și cea mai complexă. Eu nu vreau ca această comisie să greșească. Mi-aș dori ca această comisie să analizeze de două ori înainte de a da o decizie, având în vedere complexitatea acestui proiect. Eu cred că finalul lunii e termen, dacă nu mă înșel, finalul lunii este termen limitat. Așa că în câteva 10 zile vom avea câștigătorul și acolo. Ne puteți spune câte tronsoane, cum cred, de fapt, câți kilometri din A7 se vor deschide anul acesta? Sigur, mâine merg acolo, că nu avem cum să nu le vedem. Primul rând se va deschide împotriva, n-am cum să nu spun orgut, împotriva celor care acum vreun an spuneau pe la televizoare că ei își iau tricouri cu mine și scriu diverse pe ea dacă se va reuși să se dea drumul la autostrada între Buzău și Focșani. Știți, sunt acei domni care au fost vreo 9 luni la conducerea acestui minister și care au reușit marea performanță să dea 0 km în circulație. Se vor da cei, dacă nu mă înșel, sunt 88 de kilometri între Buzău și Focșani și se vor da cei aproximativ, cred că sunt 82 și cred că încă 50 loturile 1 și 2 între Ploiești și Buzău. Deci asta înseamnă vreo 130 pe acolo. Peste 130 de kilometri. Ca și o concluzie, Craiova când va merge pe drumul expres la sfârșitul acestui an, nu? Craiova merge pe drumul expres pe acest lot. Pe acest lot va merge la sfârșitul lunii noiembrie. Deci până la sfârșitul anului? Da, cum să nu. Câți kilometri de autostradă vor fi inaugurați până la sfârșitul anului? Hai să adunăm. Vă spuneam mai devreme de A7 că sunt peste 130. Aici sunt 17 cu 32, înseamnă încă 50. Deci, mai avem? Ce spuneam mai devreme, secțiunea 5, ne apropiem de vreo 200 de kilometri până la sfârșitul anului, dacă lucrurile sunt și se mențin în ritmul de până acum. Că se vorbește și de criza materialelor de construcție. Au fost discuții, așa, există un fond la nivel de guvern în sensul acesta? Sunt scheme de ajutor pe care guvernul le-a gândit și le gândește. De ce? Fiindcă e absolut necesar și a fost și anul acesta și în anii următori, având în vedere volumul de investiții, nu doar la Ministerul Transporturilor, vă rog să vă uitați și ce fac autoritățile locale. Tot acest volum de investiții înseamnă materiale de construcții. Vă dau un exemplu, e aici și domnul director și poate să-l confirme. Știți, când am venit la acest minister, dar nu atunci, a fost la finalul 2021, undeva prin 2022, în tot spuneau niște domni despre stasurile care se aplică pe autostradă, că la noi sunt cele mai stricte din întreaga Europa. De ce? Erau așa stricte? Fiindcă, fără să intru în amănunte, fiindcă erau câteva locuri din care puteai să iei anumite agregate în toată țara. Și atunci exista acel monopol. Am cerut un singur lucru. Autostrăzile în Austria sau în Franța sunt bune? Da. Vreau stasurile de acolo. Care, bineînțeles că erau mai jos. Erau normale. Nu erau exclusiviste care să ducă la un monopol pe piață. Și un preț mai mare. Și un preț evident mai mare, corect. Mai spun un lucru, a spus domnul președinte mai devreme, avem cele 6 loturi, de la Craiova la Târgu Jiu, Craiova, Filiaș, 3 loturi, Filiaș, Târgu Jiu, alte 3 loturi. Termenele de depunere sunt începând, cred că, de săptămâna viitoare. Oricum, până la undeva în noiembrie avem termene de depunere pe cele 6 loturi.
după care se va intra în faza de evaluare și vom vedea. Foarte important acest traseu, foarte important și traseul care duce spre Banat, spre Caraș, de la Filiaș Severin, Caransebeș, Lugoj, astfel încât să se facă legătura și pe acea parte de la Craiova la Lugoj, de vestul României și vestul Europei. Și un șantier când va fi efectiv spre Târgu? Haideți să vedem, cât de repede se încheie această licitație. Eu mi-aș dori ca toată această perioadă să fie acum, în această iarnă, când oricum nu pot să deschiz șantiere noi. Și atunci această perioadă din an trebuie să fie folosită la maxim, astfel încât, odată cu vremea bună în primăvară, să se poată intra și se poată lucra în forță pe aceste șantiere. Dar Craiova Pitești integral când va fi gata? Cred că așa am început, nu? Da, la sfârșitul anului. La sfârșitul anului. Primii 20 de kilometri între 15 și 20 noiembrie, după o săptămână acest lot, care face legătura cu cele pe care se circulă deja, iar ultimii 12 kilometri de la 108 la 120, pe final de an, asta este ceea ce ne-a asigurat azi constructorul. E un constructor serios, îl știți, UMB, cel care a făcut loturile 2 și 3, nu am motive să mă îndoiesc de ceea ce spune. Și da, n-aș trece foarte repede că doamna primar a zis de gară. Dacă vă uitați, în acest moment e în licitație la CFR, pe programul operațional de transport, tot acest tronson de la Craiova la Caransebeș. Sunt 6 loturi de modernizare pe cale ferată, de la Caransebeș până la Nădlac. E altă chestiune, Caransebeș-Arad este pe PNRR, de la Arad la graniță este deja modernizat. Atunci a rămas această variantă sudică, Craiova-Caransebeș. Sunt în licitație, acum, toate cele 6 loturi și care vor însemna, doamna primar, inclusiv modernizarea gărilor, dar asta nu înseamnă, totuși provin din autoritățile locale, am fost viceprimar și președinte de Consiliu, că nu sunt adeptul descentralizării. Toate aceste lucruri trebuie să meargă către autoritățile locale, fiindcă știu mai bine decât și se pot ocupa mai bine decât autoritățile centrale, ca lucrurile să meargă și să arate mai bine pentru cetățeni. Vă mulțumim! Mulțumim frumos!